Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu un nou videoclip. În videoclipul de astăzi este vorba din nou despre atomizorul de la OMAC, modelul AT340 de 3,4 cai putere, un motor puternic în doi timpi. În videoclipul precedent v-am prezentat acest produs de la OMAC, un atomizor pentru activitățile din gospodăria mea, în principal pentru livada de nuci, livada de pumi fructiferi și vița de vie. V-am prezentat pe scurt acest produs și, bineînțeles, am făcut și montajul acestuia. În videoclipul de astăzi vom face prima pornire a atomizorului. Vom alimenta cu benzină. Pentru acest lucru am pregătit în recipientul pe care îl găsim în pachet un litru de benzină. Am pregătit acest pahar gradat de la 10 până la 100 de mililitri. Și în ultimul rând vom folosi ulei de la OMAC pentru motoare în doi timpi. Ulei de amestec din gama profesională de la OMAC, un ulei albastru, ce producătorul ne recomandă să folosim 20 de mililitri la un litru de benzină. În videoclipul de astăzi vom face prima pornire a acestui produs. Vom pune în prima fază puțină apă în bazinul de 14 litri pentru a testa și a regla debitul în funcție de necesitățile fiecărui utilizator. Iar mai apoi vom merge în livada de nuci pentru a-l testa pe larg și pentru a stropi cu un fungicid pe bază de cupru, soluția necesară livezilor de nuci. Suntem la etapa de pregătire a combustibilului pentru atomizorul de la OMAC, modelul AT340. Am pregătit un litru de benzină direct de la pompă în recipientul găsit în pachetul acestui produs, mai exact atomizorul. Am pregătit un litru de benzină la care vom adăuga 20 de mililitri de ulei de la OMAC albastru. Avem acest pahar gradat. Vom avea nevoie de 20 de mililitri de ulei. Vom pune pe un plan drept și vom urmări cu atenție pentru a nu depăși cantitatea. Acesta este uleiul profesional în doi timpi. Uitați ce culoare frumoasă are. Un albastru foarte închis. Iar acest ulei îl vom pune în acest recipient cu benzină. Benzină direct de la pompă cu cifra octanică de 95. Benzină ce o recomand să o folosiți la toate motoarele în 2 timp sau în 4 timp. Am pus tot uleiul în recipient. Vom agita foarte bine. Așa arată acum benzina. De obicei foloseam ulei roșu, pe care îl știți și dumneavoastră de la Stil, însă acum am zis să merg pe mâna producătorului și să folosesc uleiul producătorului, cel albastru. Pare foarte interesant. Sperăm să fie la fel de bun ca cel roșu. Aici avem rezervorul atomizorului.
Acest recipient are două orificii, acesta superior în care introducem benzină în el și acesta lateral cu care vom pune benzină în rezervor. Am introdus 1 litru de benzină, cantitatea necesară pentru acest rezervor de la atomizorul de la OMAC AT340 este de 1,5 litri, dar 1 litru este suficient pentru a face testele pentru început, pentru a regla debitul necesar pentru o pulverizare. Ulterior vom putea adăuga și restul de benzină pentru a-l utiliza cu tot rezervorul. Pentru început vom pune apă în rezervorul de 14 litri pentru că după prima pornire vom face teste pe larg pentru a stabili gradul de pulverizare. Vreau să vedeți cât de importantă este această sită de la rezervor. Puteți să observați câtă mizerie a adunat de pe acest furtun. Foarte important, astfel cu această sită protejăm pentru a nu pătrunde impurități în acest bazin de 14 litri și ulterior în pompa booster. După alimentarea bazinului pentru pulverizare cu apă, vom face prima pornire a acestui atomizor. În primul rând vom comuta comutatorul de pe maneta principală pe on, vom bloca accelerația, ne vom asigura că șocul este închis. În momentul în care motorul a dat să pornească sau a pornit, vom deschide șocul pentru ca motorul să funcționeze în parametri normali. După închiderea șocului, vom amorsa carburatorul cu ajutorul pompiței de amorsare. Sper că o puteți observa la partea inferioară a carburatorului. În momentul de față, carburatorul este amorsat. Vom acționa de demaror. Acest atomizor are o pornire manuală, dar foarte ușoară datorită demarorului Easy Start. Vom acționa de demaror până la pornire. În momentul în care a pornit, vom deschide șocul pentru o funcționare normală. Ați auzit cum motorul a dat să pornească, vom deschide șocul și vom acționa demarorul până la pornire.
am testat atomizorul de la OMAC, modelul AT340 cu apă, pentru a stabili gradul de pulverizare necesar activităților mele. În momentul de față, în bazinul de 14 litri, au mai rămas 5 litri. Am pregătit în acest pahar 50 de grame de soluție, un fungicid, mai exact pe bază de cupru, ce îl voi folosi pentru a stropi nucii. În momentul de față vom pune această soluție, acest fungicid. Ulterior vom pune restul de apă, 50 de grame la 10 litri de apă. Astfel acest fungicid se va omogeniza cu apa și va fi potrivită pentru livada de nuci. Am terminat de adăugat restul de 5 litri. În momentul de față avem 10 litri de soluție pregătită, omogenizată pentru livadă de nuci. Puteți observa gradajul în spatele atomizorului, din litru în litru până la 10 litri, respectiv 14, cât este acest recipient de plin. Vom pune capacul la loc. Și pentru a fi sigur că fungicidul s-a omogenizat foarte bine cu apa, vom zgudui de câteva ore atomizorul pentru o omogenizare corespunzătoare. În momentul de față, cu siguranță, este pregătită pentru a fi pulverizată pe frunzele nucilor. Acesta este atomizorul de la OMAC, modelul AT340. L-am adus la livada de nuci. Livada de nuci pe care o știți din clipurile mele de pe YouTube. Pentru cei noi, pe canalul meu de YouTube, p.vasi, dețin mai multe videoclipuri despre această livadă, de la plantare până în momentul de față. Este o livadă de nuci pe o suprafață de un hectar. Tocmai din acest motiv vă spuneam că am achiziționat un atomizor. Puteți observa cât de mari au crescut nucii. Iar cu o pompă clasică, bineînțeles electrică, nu mai reușesc să stropesc. Și acesta a fost motivul principal pentru care am achiziționat acest atomizor de la OMAC. Puteți observa că nucii au intrat pe rod. Sunt în anul 4 de la plantare. Avem câteva nuci, nu foarte multe, pentru că o parte din ele le-am dat jos. Am rărit nucile pentru a dezvolta cât mai bine pomul în primii ani de viață. Iar în cele ce urmează voi testa și voi stropi cu un fungicid acești nuci. Un fungicid pe care l-ați văzut anterior cum l-am pregătit în acest atomizor. Și voi vedea cât de eficient este acest produs în comparație cu o pompă de stropit electrică.
acest atomizor de la OMAG modelul AT340. Se poate observa pe frunzele nucilor soluția pulverizată cu ajutorul acestui produs. Datorită puterii mari de pulverizare, atât pe verticală cât și pe orizontală, acest atomizor își face treaba de minune. Bineînțeles, făcând o comparație cu pompele mele de la Pandora de 12 litri electrice, după cum se poate observa, nucii sunt foarte înalți și mi-ar fi foarte greu cu o pompă electrică să fac acest lucru. Acest atomizor îmi ușurează foarte mult munca datorită puterii mari de pulverizare, atât pe verticală cât și pe orizontală. Astfel, cu acest produs reușesc să stropesc nuci exact pe fiecare ramură în parte, pe fiecare frunză, pentru că puterea mare de pulverizare își pune cuvântul. Astfel, tratamentele din livada de nuci din momentul de față vor fi mult mai eficiente. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi cu atomizorul de la OMAG modelul AT340. În videoclipul de astăzi am făcut prima pornire a acestui produs, apoi l-am testat cu apă pentru a regla gradul de pulverizare în funcție de necesități, iar mai apoi am adăugat un fungicid pentru a stropi o parte din livada de nuci. După cum ați putut observa și anterior, acest atomizor și-a făcut treaba foarte bine. Anterior mi-am spus și concluzia despre acest atomizor de la OMAG. Sunt mulțumit pentru că îmi ușurează foarte mult tot procesul de stropire a livezii de nuci, pentru că nucii sunt foarte înalți și mă ajută foarte mult puterea de pulverizare atât pe verticală cât și pe orizontală. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri. Iar până data viitoare, dacă vreți să fiți la curent cu cele mai noi activități din gospodăria mea, dar și cele mai noi unelte pe care le prezint eu, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!